Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecoul Sportului. Vorbim în această seară cu un invitat de onoare de fiecare dată la emisiunea noastră, Nicolae Juravski, președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova, dublu campion olimpic. Bine ați revenit la Ecoul Sportului. Bine v-am găsit. V-am invitat în această seară să vorbim în special despre infrastructura sportivă din țara noastră, dacă ea există sau nu există, pentru că în aceste zile este o presiune mare în societate privind stadionul Republican. Nu doar în aceste zile, ea vine de undeva de 8 ani în urmă, dar s-a intensificat în aceste zile, mai ales că echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a tot jucat meciuri la stadionul Zimbru și vedem și la această partidă cu Rusia că nu toți în cap și nu-și găsesc bilete să asiste la o așa partidă, dar sunt și alte federații, atletismul, chiar și cei de la rugby care practic și-au găsit propria lor soluție și s-au mutat undeva lângă Ialoveni, deja au început să-și construiască baza și alte sporturi care și-ar găsi loc pe un stadion național și este o discuție probabil interesantă și pentru Comitetul Național Olimpic, fiindcă și aici multe federații olimpice și-ar găsi casa în acest loc, despre stadionul Dinamo și despre multe alte lucruri care țin de Comitetul Național Olimpic și despre sportul nostru în special. Dar mai întâi să vedem și câteva imagini video cu acest stadion care este acum într-o ruină totală. Am revenit din nou în studio, așadar, domnule Juravski, am tot vorbit în ultimul timp despre cine sunt vinovații de dărâmarea acestui stadion, de cine nu au încercat să facă ceva cu acest stadion. Azi acum să vorbim ce ar trebui să facă statul și să plece înainte, să nu mai discutăm despre ce a fost. Da, bună Mihai, este un subiect foarte actualizat, este o părere mea că e o rușine pentru cei care au decis atunci în perioada aceea că trebuie demolat, neavând soluție pentru a construi unul nou. Dar este, până la urmă s-a făcut ce s-a făcut. E clar că privesc aceste secvențe cu mare nostalgie, fiindcă la stadionul acesta nu numai atleții, tot sportivi, o mulțime de oameni simpli care pur și simplu mergeau și făceau cultură fizică și sport pentru a-și menține sănătatea, a-și menține corpul puternic. Și uitați-vă că am rămas practic deja de ani buni de când nu mai există o arenă sportivă. Eu cred că în acest context și fotbalul suferă foarte mult, fiindcă da, clubul Zimbru dispune de stadion, oferă pentru selecționate, dar totuși nu încap toți spectatorii, toți amatorii care ar vrea să vizioneze meciurile oficiale selecționate plus la aceasta. Și geografic nu este, ar fi bine să fie în centru sau să avem o arenă mai largă pentru a avea și un parking și toate necesitățile ca să privești, să vii la sărbătoarea fotbalului sau sărbătoarea sportului, să primești plăcere. Acum, da, în ultima perioadă, chiar nu singură dată am abordat și eu și colegii de la minister și toți cei din domeniul sportului că haideți să începem, să vedem ce facem totuși cu stadionul Republican. Știți că sunt opinii că în locul existent unde este, unde am văzut acum aceste secvențe, nu mai e posibil de construit, fiindcă
necesitățile de azi sunt un pic altele vis-a-vis cu cele care au fost în 52, când, 1952, când s-a construit stadionul. Și apropo, eu nu cred că atunci era mai bogată Republica Moldova când l-a construit. Dar totuși și este o opinie, chiar astăzi am avut o ședință la secretarul guvernului, la domnul Polihovici, la care am trecut în revistă cele trei posibilități care sunt, adică potențialul pământ, lot unde s-ar putea reconstruit, este vorba în două loturi, este în direcția aeroportului aici, pe Bulevardul Dacia, către aeroport, și unul este în zona Stăuceniului, în partea nordică a orașului, unde în vecinătate cu magazinul Metro. Și cred că ideea principală, și Federația de Fotbal s-a expus și noi, și Federația de Atletism, și poziția guvernului, că ar fi bine anume în direcția aceea acolo, fiindcă sunt și căile de acces sunt mai favorabile și e mai bine din punct de vedere amplasarea, fiindcă vor veni copiii sau cei care vor practica sportul pe aceste obiective sportive și din la sectorul Roșcani, și de la Poșta Veche și de la Buiucani vor fi mai ușor de ajuns. Și e clar că acum, teoretic, practic, soluția este identificată. Acum trebuie să identificăm sursa de finanțare. Plus la aceasta trebuie să... Eu am propus și nu o să repet încă o dată, că ar fi normal ca noi să vedem strategic și pur și simplu să fie voință politică, să vrea conducerea statului, să vrea, să ne punem obiectiv în 2-3 ani să realizăm acest obiectiv. Dar în cazul când nu mai discutăm și trăsăm pe hârtie, facem niște decizii sau știu chiar și hotărâri de guvern că uite, este intenția de a rezolva problema, dar mai departe nu avea continuitate, atunci o să rămânem iarăși la aceleași secvențe dureroase, de altfel, fiindcă aici am avut și o mulțime de atleți foarte buni, s-au antrenat pe acest stadion cu rezultate. Halterofii, toate sporturile fac antrenamente pe stadion, nu numai propriu-zis fotbalul sau atletismul. Deci, să știți că pentru noi este și alt impediment. Noi suntem deja de organismele internaționale sportive puși la încercare, fiindcă nu putem să organizăm nimic în cadrul țării. Regionale, europene, pe juniori, pe tineret, pe seniori, competiții mă refer. Și nu este bine țară care este cu tradiții olimpice, cu medalii olimpice și noi atâția ani nu putem găzdui nimic, fiindcă nu avem edificii sportive care ar coincide sau ar îndeplini acele obligațiuni sau vor condițiile a competiției. Și ne simțim foarte incomod, sincer să fiu, fiindcă, uitați-vă, sunt și competiții balcanice care... De altfel, vine rândul și când trebuie să le organizăm, dar ba n-ai sală polivalentă unii cu condiții respective, ba n-ai pistă de alergări, ba n-ai, nu știu, pistă pentru caiacanoi și așa mai departe. Adică, într-un cuvânt, suntem restanțieri și ar fi deja e timpul ca să ne dăm bine seama și să ne punem scopuri și sarcini. Eu înțeleg că, mai cu seama, acum suntem într-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere economic, politică economic. Dar totuși nu ne scutește de obligațiunea noastră ca să ne punem scopuri și sarcini și să rezolvăm acest obiectiv, fiindcă e rușine deja. Și într același sens, în același caz, zic, sportivii noștri ne fac un favor. Uitați-vă câte medale, câți sportivi la diferite probe de sport. Anul acesta, fără neavând stadion, avem campioană mondială la atletism. E rușine. Nu poți să vorbești cu cineva, cu colegii și să le spui că băi, noi nu avem pistă. Și ei nu înțeleg chestia asta, nu există. Bine. Medalii la natație fără bazin? Medalii la natație fără bazin. Și același ca e că noi nu avem pistă, noi nu avem doar 1000 de metri, nu avem unii trage, unii sportivi. Avem, acum știți că au apărut băiat, frații ăștia doi, Tarnovski. Eu cred că într-un an, doi, dacă o ținem noi și ne ajunge iarăși voință și înțelepciune ca să putem să avem liderul mondial la o probă olimpică, care sunt rezerve, sunt cadrele, antrenorii sunt buni, este dorință și uitați-vă din cauza că
Noi, cei din conducere, nu găsim tot timpul voință politică și tării de sau să punem, sportul este un domeniu strategic pentru noi. În ce domeniu noi mai putem să ne promovăm, să arborăm drapelul, să intonăm imnul în perioada respectivă, decât în sport, mai știu, în cultură, acolo un pic, poate în, nu știu, inovații mai puțin, dar sunt, eu nu vreau să diminuez importanța altor domenii. Dar astăzi, imaginea noastră peste hotare, ceea ce e strict necesar și e necesar pentru dezvoltarea noastră, sportivii duc un rol foarte important. Și pentru aceasta ar fi bine ca să le creăm aceste condiții, în plus la aceasta, să creăm condiții nu numai pentru antrenament, dar pentru a invita, să avem și noi oaspeți, să avem și noi alți sportivi ca să demonstrăm, să arătăm că țara noastră este un popor gânditor, un popor harnic, un popor cu viziuni europene, cu dorințe de... Pentru aceasta trebuie să fie voință, să fie dorință, să fie nu numai teorie, dar și acțiuni, activitate. Pentru că tot vorbiți de acțiuni, acest grup de lucru care este creat în jurul secretarului guvernului, este un grup care să decidă sau care doar să consulte conducerea țării? Păi asta este, că noi acum grupul respectiv, ei fac așa un studiu, un pre-studiu de fizibilitate pentru a vedea unii ne apreciem în care zonă pentru a crea, după aceea trebuie să venim cu o hotărâre de guvern pentru a schimba destinația lotului pământului respectiv și mergem mai departe pentru proiectări. Asta este inițiativa grupului, fiindcă eu nu sunt membru, este domnul Pitac membru, dar astăzi am fost la întâlnire cu domnul Polihovici pentru a pune problema și a vedea cum ne dezvoltăm. Și cam așa va fi. Dar iarăși vreau să vă spun că aceste lucruri trebuie să făcute urgent și trebuie, nu trebuie mult de stat la discuții, trebuie acțiuni și atunci vom reuși. Și noi cred că o să facem demersuri la Comitetul Internațional Olimpic, Federația de Fotbal, o face la FIFA, UEFA, Federația de Atletism, Rugby, toate federațiile care au fost nominalizate, ei vor participa, dar iarăși noi trebuie să avem caietul de sarcini, pachetul de sarcini, că uitați-vă, avem pământul, avem destinația, avem viziuni, avem necesități, avem... și atunci e altceva și alt lucru când numai vorbim virtual, așa, până acum am vorbit, că noi nu avem stadion, dar mai departe de nimic. Deci eu sper că vom face un pas înainte, fiindcă este strict necesar. Nu știu, e foarte dureros acest fapt când vezi că sportivii nu au elementar unii să facă antrenament dorind și sportivii noștri nu sunt cei mai alentați, să vă spun așa, fiindcă din punct de vedere a remunerării nu suntem cei mai alentați, cei mai favorizați. Din punct de vedere, cum am zis, a alimentației, din punct de vedere a utilajului, a echipamentului sportiv, ei sunt înțelegători, vor și chiar în unele cazuri înțeleg lucrurile, că o să rezistăm, o să facem tot posibilul, numai trebuie și din partea noastră un pic de străduință și un pic de înțelegere, fiindcă viața unui sportiv nu este atât de lungă. Unii poate să mențină în sportul de performanță 2, 3, 5, mai rar cine să mențină 10 ani. Și e clar când ratezi șansa din cauza că, nu știu, n-ai avut condiții sau n-ai avut posibilități sau nu te-a înțeles un specialist sau n-ai avut specialistul respectiv la ora respectivă lângă tine, își pierde toate calitățile și își pierde soarta lui sau șansa lui de a se promova, de a face o carieră în sport. Un alt coleg de-a dumneavoastră, un deputat, împreună cu un jurnalist și alți membri ai familiei sportului, să spunem așa, sau cei care iubesc sportul din țara noastră, au o altă viziune față de stadionul Republican și anume că acest stadion ar trebui renovat pe același lot de teren. Să vedem și aceste declarații. Un grup de tineri a lansat o campanie prin care solicită guvernului să întreprindă toate acțiunile pentru ca Republica Moldova să aibă un stadion național. Inițiativa a fost proclamată după ce premierul Valeriu Streliț a anunțat că stadionul Republican, sau mai precis ceea ce a rămas din el, va fi vândut, iar banii încasați vor fi transferați la buget. Fosta arenă sportivă a fost dată în exploatare în 1952 și avea o capacitate de aproximativ 10.000 de locuri. Stadionul a fost demolat în 2007 la indicațiile premierului de atunci, Vasile Tarlev, care personal a urcat pe buldozer și a participat la lucrările de distrugere a
edificiului. În cei 8 ani de când se încearcă construcția unui nou stadion, copacii care au apărut pe terenul fostei arene sportive au crescut mare, iar de la sare a făcut ca bruienile să năpădească totul. Grupul de inițiativă a invitat presa la o întâlnire lângă fostul stadion Republican, unde și-a expus poziția. Această inițiativă, de fapt, nu am început-o acum. Pur și simplu, de data aceasta chiar am mers mai departe. Am mers până la adunarea semnăturilor de la simple amatori de sport, de la specialiști din sport, de la sportivi. Nu stă nimeni, absolut nimeni în spatele acestor acțiuni. Eu am spus, chiar dacă s-au mai făcut ceva, eu le numesc presiuni, telefoane de la prieteni sau de la anumite autorități care ne întreabă de ce faceți așa ceva, de ce tocmai acum. Pentru că acum a fost această petiție, sau nu știu cum să o numesc, nu o petiție, a fost o decizie a guvernului semnată de premierul Streleț, prin care se spune că stadionul probabil sau există posibilitatea ca să fie vândut, iar banii să fie, cu banii obținuți din urma vânzării stadionului, să fie suplinit bugetul de stat. Deci asta este un lucru absolut aberant, părerea mea. Acești bani trebuie să meargă doar la construcția noului stadion Republican și nici într-un caz în alte direcții. Deputatul Lilian Carp s-a angajat din propria inițiativă în acțiunea Cerem Stadion Național. Problema pe care am ridicat-o a fost în baza dispoziției care a fost semnată la guvern în vederea rezolvării construcției problemei stadionului Republican, și anume punctul 3, alineatul 3, în care prevedea că stadionul se va examina posibilitatea de vinderea terenului, iar această sumă va completa veniturile din bugetul de stat. De fapt, reivindicările care noi le cerem sunt deci altele. În primul rând, să aibă loc identificarea terenului unde trebuie să fie construit. A doilea este marea costurilor pentru noul teren național. Apoi, chiar dacă se ajunge la vânzarea acestui stadion, atunci să fie creat un cont special, unde acești bani să fie transferați pe acest cont special, să fie folosit doar cu destinația construcției noului stadion și să fie implicați în rezolvarea acestei probleme și federațiile de profil, cum ar fi Federația de Fotbal, Federația de Atletism, sunt vizate direct în ce privește infrastructura sportivă în domeniul lor. Și totodată, Federația Moldovenească de Fotbal a avut un proiect în anul 2008, chiar reconstrucția acestui stadion, și care ar fi putut fi la standardele europene. Vicepreședintele Federației Moldovenești de Fotbal, Ion Testemițanu, a expus poziția conducerii forului fotbalistic autohton vis-a-vis de ultima inițiativă a guvernului în problema stadionului Republican. Părerea Federației de Fotbal a Moldovei este că întâi trebuie de alocat sau de construit stadionul și apoi de vândut locul unde ne aflăm noi acum. Nu știu, asta e opinia mea, că aici ar putea fi 50 de ani, oricât acolo mai mult, poate a fost stadionul Republican, și asta e părerea mea personală, că eu cred că ar putea guvernul și în comun cu noi, cu toți care este interesant, de a construi un alt stadion aici, modern, cu tribunii mai înalte, unde putem să ne încadrăm cu 25-30 de mii de spectatori, cu tot cu parking, cu toate cerințele care sunt de la UEFA, de la stadion modern. Părerea mea că se poate și aici de făcut. Dacă guvernul ia decizia să-l vândă și să facă un stadion în altă parte, bine, nu-i problema, dar întâi trebuie de a face. Federația de Fotbal are deja experiență în construcții de genul stadioane sau baze sau edificiu sportive. Au construit arena FMF, futsal arena, au construit baza de la Vadlui Vodă sportivă. Bineînțeles că numai Federația de Fotbal n-a spoate. Și în comun cu statul, cu toți cei interesați, FIFA, UEFA, eu cred că putem face un stadion foarte frumos, ultramodern, pentru țara noastră. Propunerile grupului însoțite de semnăturile celor care susțin inițiativa vor fi înaintate spre examinarea Guvernului Republicii Moldova în vederea adoptării unei decizii care să contribuie la rezolvarea problemei construcției unei arene sportive naționale moderne.
Am revenit nou în studio, așadar, domnule Juraschi, vedem că sunt și alte păreri care susțin vinderea acestui lot de teren, dar banii să fie alocați într-un cont special pentru a reconstrui un stadion sau pentru a reconstrui acest stadion pe același lot de teren. Exact. Apropo, și poziția noastră și a mea personal și a comitetului a fost anume așa, că întâi rezolvăm construcția sau rezolvăm finanțarea pentru cel nou care va fi și după aia ne gândim, realizăm sau până la urmă noi trebuie să facem un studiu, trebuie să invităm specialiști care știu bine, nu pe, din vorbe, dar știu că a elaborat o concepție și vedem unii, sau stadionul vechi, sau într-o locație nouă. Eu, așa cum, după cum văd eu, viziunea este bună ca să facem în afară, să facem stadion de rezervă, să facem și un hotel, dar iarăși necesită investiții. Noi trebuie să înțelegem foarte bine că cât mai mare vom avea obiectivul ca să facem mai mare stadionul și complexul ăsta sportiv, o să trebuiască să găsim și sursă financiară mai voluminoasă. Deci, bravo, băieții corect au făcut și eu tot la guvern mi-am spus că noi nu o să permitem ca să fie vândut stadionul și să fie banii utilizați pentru alte necesități. Și, dar cred că deja acest subiect este depășit și nu mai este întrebare așa, pur și simplu acea hotărâre de guvern unde s-a pus cu realizarea și utilizarea surselor financiare pentru necesitățile statului a fost greșit, cred că cei care au propus în primul rând nu s-au consultat, n-au aflat opinia sportului, a federației, a tuturor celor care sunt oamenilor din domeniu. Deci vom sta pe poziție anume cum și grupul respectiv și Comitetul Olimpic, Federației, toți sunt pe poziție că noi trebuie să ne construim, să avem stadion și după aceea ne gândim ce facem dacă va fi cazul de vândut acest loc. Deci din conversațiile, dialogul care l-ați avut atât cu domnul Palihovice cât și cu domnul Piatac, guvernul, grupul de lucru se îndreaptă spre a tinde spre acest lot de teren la ieșirea spre Orhei, decât absolut de a reconstrui ceea ce este în pe absolut vechiul teren. Pentru mine e principal că e depășit subiectul pentru a vinde acest lot, neavând rezolvare în altă parte. Dacă va fi opinie, vom specialiști și ne vom decide că îl construim către Orhei în partea aia sau chiar și în partea aeroportului, vedem cum. Că totuși, noi vizual așa ne dăm cu părere, dar trebuie să vină specialiștii din domeniu care cunosc și știu cum infrastructura, poziționarea, tot. Atunci vom trece la a doua etapă. Dar eu personal și noi, cei care din domeniul sportului, vom face tot posibil ca să nu fie vândut, așa zicem, banii folosiți pentru alte necesități. Asta, suntem categoric contra acestui dorințe sau, zic, idei. Avem un alt exemplu la București, în România, unde de asemenea au demolat, dar foarte repede au făcut din nou un stadion național, ce este drept doar pentru fotbal, s-a implicat Federația și Municipalitatea. La București, în România, e altfel atitudine către sport, fiindcă, într-adevăr, tot timpul au fost liderii, înțeleg ce înseamnă sportul pentru națiunea română. Și dacă noi știm foarte bine, noi știm în 2000, după Sydney, statul a construit la Izvorani un complex sportiv mare, care l-a dat în folosință Comitetul Olimpic și Comitetul Olimpic îl utilizează pentru a invita alți parteneri, colegi din toate țările. Și acolo tot timpul e full, e plin. Fix așa, iau, eu nu știu, 10, 15, 20 de baze centralizate în țara, în România, unde probele de sport își petrec pregătirea. Noi nu avem nimic. Eu de câte ori am vorbit, haideți, problema cu românește, țineți minte, eu am avut și probleme și dosar penal am avut cu românește, fiindcă m-am străduit, hai să luăm pământ, să facem, să începem, să inițiem o bază de pregătire, fiindcă avem puțini bani, dar și banii ăștia îi utilizăm nerațional, fiindcă noi cu un sportiv să-l scoți în afară, vrei, nu vrei, 35-40 de euro trebuie să-l menții pe zi. Aici, în țară, având posibilitatea 35 de euro, s-ar putea 2 de menținut. Plus la asta, mai vin alții cu bani la noi. Mai putem rezerva să o pregătim. Noi atâția ani, 20 și ceva de ani, practic am bătut pas pe loc. A trebuit și mereu am spus, haideți să începem o bază materială. Poate nu cea mai modernă, nu e vorba că noi să facem cu tribuni, cu spectatori mari, dar bază de pregătire, niște țeli de pregătire trebuie să avem.
cazare, bloc alimentar și centru medical. Modern, modest chiar, nu trebuie să fie cel mai, dar asta ar fi un imbolt foarte mare pentru sport, fiindcă nu, practic nu sunt, echipele nu sunt în pregătire, ne mai vorbim, la noi nu este în pregătire juniorii, tineretul, seniorii, practic, sunt așa, haotic, când mai prindem și noi câte o lună, două, nu merge lucrul ăsta. Acum concurența lumii atât e de... Țările civilizate se luptă pentru metodologii, pentru tehnologii, ca să rupă o zecime de secunde, să, un kilogram, să, dar noi ne luptăm în cum să-i alimentăm pe sportivii noștri, cum să-i echipăm, cum să prindem o pistă cât de cât mai modernă ca să nu ne traumăm. Sunt niște lucruri care chiar nu ne face față din punct de vedere ca civilizație, ca oameni care vrem și tindem în Europa. Deci ajunge ca să ne plângem, să tot să și într același sens, uitați, venim în societate, că se fură bănci, se fură, se deteriorează fonduri și un bazin de not, chiar nu avem noi voință, nu putem noi un bazin de not în țara asta, 50 de metri, nu mai costă chiar sute de milioane, s-ar putea cu câteva milioane acolo, 4-5 milioane un bazin de not să facem, că nu e vorba că să-l facem... Măcar în aer liber dacă nu se reușește o construcție acoperită. Absolut. Dar nu e voință, nu este, se lasă așa, chiar mi-e și jale de domeniul ăsta de sportivi ăștia, de sărmanii. Am spus și am să zic că ei, sportivii jertfiesc cu mulțime de lucruri, care tinereța practic, ei nu merg la distracție, ei nu prea au posibilitate să se ocupe cu viața personală. Ei toți sunt implicați, 3 antrenamente pe zi, ei sunt toți stresați, tot timpul chiar... poate nici nu reușești să mergi la ziua de naștere a părinților sau a celor apropiați din cauza că te pregătești, vrei să arăți un rezultat, vrei să-ți demonstrezi, să bucuri suporterii, să bucuri rudele, să bucuri cetățenii ai noștri. Și până la urmă, din cauza că cineva lucrurile astea le văd mai ușor, așa că lăsați că sportivii și așa vor să ia medalii și cum să mă exprim unic. Dar nici în parc nu puteți să alergați. Putem și în parc, dar adversarii noștri nu aleargă în parc. Adversarii noștri aleargă în noată, în bazine, cu condiții, cu asigurare, cu alimentație cea mai puternic, cu preparate de refacere. Și e rău, sincer, când vezi unele cazuri că sportivii ăștia practic sunt singuri în fața soartei și cu probleme, e dureros, fiindcă eu tot am fost sportiv, știu ce înseamnă în perioada aceea noi, dar avem în fosta Uniune, eram dotația, avem asigurare tot, cap-coadă. Astăzi sportivii, da, bine, au posibilitatea să evolueze la europene, mondiale, la jocurile olimpice. Concurența aici nu e așa cum era atunci, era foarte greu ca să fii membru al lotului. Dar până la urmă, dacă dezvoltăm și dacă este rama, trebuie să le oferim măcar condiții cât de cât accesibile, altfel e urât. Pentru că vorbeam despre infrastructură și am amintit și despre stadionul național din capitala României, să arătăm aceste imagini și celor care ne urmăresc, care sunt în teritoriu și care poate încă nu cunosc cum arată Arena Națională din București. Stadionul Arena Națională din București a fost construit pe amplasamentul Stadionului Național Lia Manoriu, care a fost închis în anul 2007. Construcția noului stadion a început în anul 2008 și a fost încheiată în 2011. Inițial, stadionul era prevăzut a fi construit fără acoperiș retractabil. Decizia ca stadionul să fie acoperit cu o asemenea structură fiind luată pe parcursul construcției. Național Arena are o capacitate de 55.634 de locuri, toate pe scaune. Din acest total, 20.000 de locuri se află la tribuna 1, iar masa presei este formată din 364 de pupitre individuale. Deschiderea oficială a avut loc pe data de 6 septembrie 2011, cu meciul dintre România și Franța. Prima minge a unui meci oficial care se joacă
pe arena națională. 84, campioană mondială în 1998, din nou campioană europeană în 2000 și finalista campionatului mondial din Germania din 2006. Încep francezii, începe România-Franța. Începe o nouă epocă pentru echipa națională. Formația noastră are în sfârșit o casă adevărată. Proprietarul stadionului este Primăria Municipiului București, iar construcția sa a costat în jur de 234 de milioane de euro. Stadionul are o suprafață de 108.000 metri pătrați și o înălțime de 6 etaje. Construcția include un garaj subteran cu 200 de locuri de parcare, 40 de loje, a câte 12 locuri, săli de conferințe și restaurante. De asemenea, stadionul are 94 de căi de acces, ceea ce permite ca evacuarea spectatorilor să se poată realiza în 20 de minute. Arena mai este dotată cu un cub video, situat deasupra centrului terenului, echipat cu 4 ecrane de 30 de metri fiecare. Pe 9 mai 2012, Național Arena din București a găzduit finala Europa League, aceasta fiind prima finală de cupă europeană găzduită vreodată de România. Am revenit, continuăm discuțiile cu dublul campion olimpic, președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv din țara noastră, Nicolae Juravski. Așadar, Bucureștiul a reușit, fără susținerea statului, să-și facă o asemenea bijuterie. Ce ar fi ca și municipiul Chișinău? Sau cel puțin întrebarea este, sunt invitați poate și primarul sau membrii ai Consiliului în acest grup de lucru? Nu este nimeni invitat de la primărie, dar totuși, până la urmă, e logic și, în principiu, în toate capitalele europene, municipalitatea are edificiu sportiv, are o arenă sportivă și aici, cred că ar fi cazul ca și primărie să se gândească. E bine că avem, în cadrul primăriei, sunt mulțumim de noi vedem străzile, noi vedem toate comunicațiile care trebuie reconstruite, renovate, da, bani puțini, dar, iarăși, tindem în Europa, vrem în Europa, trebuie să ne punem sarcini scopuri și așa, gradual, știți, în fiecare, într-un an, ne ocupăm de o problemă, o rezolvăm în alt an și se dă Domnul ca să ajungă și timpul sportului, adică urândul sportului. Ar fi bine, ar fi ideal ca municipalitatea să aibă un edificiu sportiv, este nu numai în București, ci în toate capitalele europene, noi știm, cunoaștem, în toate țările și în toate orașele mari, municipalitatea are edificiu sportiv care este la dotație, este la întreținere și este normal. Mai vedem. Haideți să facem un pas acum din punct de vedere strategic să deblocăm situația respectivă și vedem cum pentru... O să ne arate acum la formarea bugetului pentru 2016 cât de serioși suntem noi și ce intenții, cât intențiile noastre sunt de clare, precise și cât de tare vrem noi ca să anume să ar fi bine ca noi să bugetăm ceva, măcar, eu știu, pentru proiectări, pentru studiu, pentru, eu nu știu, prima fază care urmează să fie pus în buget. Atunci e clar că e ceva, mișca lucruri, absolut, e ceva deja concret, dar dacă o să vorbim și tot când o să ajungem, eu cel puțin o să abordez problema respectivă ca să, și de altfel în fiecare an am abordat-o. Unele cazuri îmi părea parcă un stadion sau un edificiu sportiv mi-o fac mie, pentru mine, nu pentru țară. Că eram întâmpinat chiar cu ură în unele cazuri. Ceea ce asta și m-a decepționat total în mișcarea politică și în ceea ce facem noi în țara asta. Fiindcă
iarăși mă întorc, dar când sportivii aduc atâtea privilegii, atâtea imagini bune pentru noi și noi îi tratăm așa în modul ăsta, chiar nu avem dreptul să procedăm așa. Deci vom vedea acum la formarea bugetului, că de grabă o să vină deja legea bugetului ca să vedem cum și o să insistăm și voi, prin intermediul mass media, tot țineți la control întrebarea asta. O altă întrebare dureroasă pentru stat și nu neapărat pentru guvernarea de astăzi, dar pentru toate guvernările care s-au perindat în ultimii ani, este stadionul Dinamo, care aparține Ministerului Afacerilor Interne și știm că în fostul bloc sovietic, mai toate capitalele au un stadion care aparține Ministerului de Interne. Știm cum este și la Tbilisi, cum este și în Moscova, și în Kiev, și în alte capitale, în care cluburile Dinamo au și mari echipe de fotbal și un stadion adevărat. Chiar nu se putea la Chișinău aceste 3.000 de locuri de pus niște scaune noi și în loc de această arătură, măcar un teren sintetic? Mihai, să știi că nu că nu se putea, chiar noi am venit și cu soluție. Noi acum, al doilea an, suntem în programul de la CIO, la Comitetul Internațional Olimpic Comun cu Federația Internațională de Atletism, care ei ne oferă o sumă de $500.000 pentru a schimba pista de alergări. Ideea sau cerința lor este ca noi să le garantăm $130.000 partea noastră aici locală. Și e clar că eu mult am zis, chiar și la guvern am vorbit, zic, haideți, nu pot să garantez eu sau să rog federația de fotbal sau altă federație, fiindcă stadionul respectiv, edificiul, aparține Ministerului de Interne. Și uitați-vă, anul trecut s-a promis, numai s-a vorbit, și anul ăsta, practic, noi suntem acum într-o situație, mai avem o lună, două de decidere, fiindcă dacă noi iarăși nu vom utiliza și nu vom merge pe proiectul care ne-l oferă ei, să ne scoate din programul respectiv și rămânem iarăși cu acest capitol. Clar că ar fi fost normal, neavând atâția ani stadionul republican demolat, ar fi fost normal că să facem 3-4 mii de locuri, schimbăm fața gardul ăsta, că decât să-l revopsim, să facem și noi 2-3 vestiare, să fim măcar cât de cât, măcar să le oferim copiilor ăștia, că sunt acolo secții de atletism, fotbal, campionatul, găzduim competițiile la rugby, voi știți foarte bine. Și e rușine când vin oameni ăștia în secolul 21 și practic nu sunt vestiare sau nu este viceu, nu sunt lucrurile elementare. E urât. Și nu iarăși vreau zic că nu trebuie necesitate de bani mult, milioane, bani fabuloși. Dorință și sarcini și scopuri. Oamenii buni, facem și gata. Și aici se găsesc sursele. S-ar putea... Eu am vorbit iarăși și la guvern de problema respectivă. Nu o singură dată am vorbit și în cadrul fostei mei formațiuni și una din decepționările mele a fost anume și la acest capitol, că fiindcă inițial când am fost să mă implic în un exercițiu politic anume pentru a face ceva în domeniul, în sport, și asta a fost și înțelegerea. Și până la urmă am văzut că nimic și invers. De altă parte s-a reușit să se fure, asta este un lucru foarte dureros, care nu l-a grăiesc și s-o cot că trebuie să avem și noi caracter și să putem să spunem lucrurile pe nume. Deci cu stadionul Dinamo mai avem două luni, dacă nu se va găsi ca să garantăm acești bani, că noi cu participa noastră participăm, cu regret, dar o să pierdem și acest grant, care practic ar fi o soluție până când s-a construit stadionul cel nou aici, pentru în două luni noi punem pista nouă și ar fi o soluție măcar pentru atleți, pentru luptători. Multă lume aleargă, sportivii toți fac antrenamente pe stadion, că nu numai doar șcalterofilii, toți aleargă pe stadion, toți folosesc pista pentru programul de antrenament. Eu nu știu dacă nu o să găsim voință și dorință ca să realizăm și acest proiect, atunci e trist total. Deci înseamnă că noi mai avem două luni la dispoziție. Da, noi până la sfârșitul anului trebuie să confirmăm. Rămânem în proiect, asigurăm noi partea noastră sau nu. Adică vine Comitetul Internațional Olimpic cu un inventar de milioane, iar noi nu găsim câteva și ne roagă, ne convinge că băi, faceți-vă, dați-vă ajutăm, mai participați și voi, mă. Dar cunoașteți dacă Ministerul de Interne de-a lungul anilor ar fi avut vreo inițiativă față de
nu știu, fonduri europene, granturi pentru a repara măcar gardul, pentru a pune câteva scaune, pentru a schimba gazonul? Nu e vorba să cunosc sau nu, e clar că nici acolo nu se abordează problema așa la justa valoare, fiindcă o mulțime de sportivi sunt membri al clubului Dinamo, care e clar că dacă era ceva, era și construcția, nu era să discutăm, era să folosim, să utilizăm acest obiectiv și gata. Clar că nu s-a pus întrebare și toți văd problema sportului, văd în ultimul rând. Știți că odată parcă îți pare că, nu știu, nu facem bine țării ăștia, cei din sport, dar invers, rău. Că este dușmanii țării. Da. Și e clar că nici ministerul respectiv nu a prevăzut niciodată, fiindcă dacă era să fie prevăzut întrebare, ei o rezolvau. Păi este inacceptabil ca Comitetul Olimpic să vină cu câteva milioane și să nu dorește să faci parte la acest proiect. Știm că și clubul Dacia Chișinău, care s-a mutat la Speia și a investit acolo milioane de euro pentru a renova acea bază, tot ar fi dorit să închirieze baza de la Dinamo și a fost refuz. Absolut. Și clubul, și pare că și Milțami, au mai fost cluburi ca să... și refuz... Așa. Mai bine să stea o construcție devandalizată în curând, care va ajunge în curând ca și stadionul Republican tot în centrul capitalei, apropo tot pe strada București. Eu gândesc că în mare parte trebuie să fie voință politică, trebuie să fie stăpânul care spune, noi oameni buni, la masă, soluția și rezolvare să fie. Atunci, dar așa, discuții numai, pe cuvânt, eu mă simt foarte urât, fiindcă, mă repet, că nu putem găzdui nimic aici. Și mă simt urât cu colegii mei. Colegii tot așteaptă. Când în Moldova s-a organizat ceva și noi îmblăm tot și ne văicărăm că da, noi construim, noi ne prostim într-un cuvânt și nu ne face față absolut. Dar e un stadion de 3.000 de locuri, nu este stadionul absolut Republican care nu l-am putut face în 8 ani. Da. Asta nu necesită, asta e o sumă foarte și foarte modestă. Ar putea să avem cât de cât un edificiu, măcar pentru antrenamente, dacă nu pentru competiții mari. Nu campionate mondiale, dar antrenamente, eu știu, cupele regionale, s-ar putea de organizat, dar... Trecem mai departe de infrastructura sportivă, fiindcă cu discuțiile noastre, cu siguranță, nu se va schimba mare lucru. Sperăm doar să punem alertă pe guvern, fiindcă două luni și să pierdem, Mihai, și acest proiect. O să ne străduim și eu am abordat problema și o să mă strădui chiar acum, poate în perioada următoare, vedem cum va fi și... Vom reveni în Parlament la muncă și o să încerc să pun problema. Păcat că e dezastru politic în țară, dar este. Care este relația dintre Comitetul Național Olimpic și Sportiv cu Ministerul Tineretului și Sportului după noua schimbare, cu noua conducere a Ministerului? Mihai, relația este lucrativă, așa, suntem pentru a... conlucra și a elabora strategii pentru jocurile de la Rio, plus la aceasta și pe viitor, fiindcă noi suntem două organizații care suntem responsabili și trebuie să ducem politica sportului. Nu este cineva mai mare, cineva mai tare, mai important, mai puțin important. Deci, de altfel, niciodată n-am fost noi în relații rele și cu alt conducere a ministerului. Schimbările astea, știți că s-au schimbat tot la o jumătate de an, la un an, timp, și până ce te acomodezi, până ce vezi niște viziuni, vrei să trasezi niște obiective, deja s-a schimbat și tot așa. În principiu, eu cred că actuala conducerea ministerului sunt majoritatea primele persoane sunt profesioniști care vor să facă, să dezvolte sportul și inclusiv și baza materială, fiindcă și doamna ministru și viceministru sunt tot timpul activi și sunt la toate ședințele și participă, doresc ca să demărăm această, să pornim din punctul ăsta mort. Dar, iarăși, depinde cum o susținere din partea statului ca să mergem. Eu la general, s-o cred că noi avem potențial foarte mare pentru a pregăti și echipa și a evolua cu succes. Avem probe de sport foarte bune, care putem să fim în câteva cazuri și pe podiumul olimpic. Vom avea și în primii 10, dar iarăși depinde cum vom trece ultima perioadă de pregătire. Pentru că deja ați
luată vorba despre jocurile de la Rio și pregătirea. Câte cote avem în acest moment deja confirmate și sigure că vom fi cu ele la Rio și câte credem că putem să acumulăm până la jocuri? Mihai, e clar că avem 7 cote practic confirmate, dar avem acum pe curând în noiembrie va merge haltierile la campionatul mondial la care au și posibilitate cel puțin 4-5 cote, Doamne să fie tot bine. Un pic mai trist a evoluat lupta liberă, dar totuși iau șansă că au două, trei cote să îi mai au o posibilitate, au competiții de calificare. Avem premieră, o cotă la Caica Noi, știți că sportivul tânăr juniorul care la seniori a luat locul 3 și s-a clasat între primii, este un lucru bun, iarăși depinde cum o să-l pregătim anul acesta. Mai avem foarte, anul ăsta nu rău a demonstrat rezultate bune și Danul Aru de la Tir nu s-a calificat, dar mai sunt șanse. Atleții mai sunt, cred că atleții poate dea 4 cote. La general vom fi așa, ne programăm și vedem situația, vom fi cu 10, 11, 12 probe de sport. Undeva la 20, 22, 25, depinde de sport. Dar pentru mine mai important este ca să avem nu atât număr, la număr cât la valoare, la, să fie sportivi pregătiți bine. Știm că la Londra a fost o evoluție foarte bună, într-adevăr echipa a fost foarte bine pregătită. Toți, inclusiv și cei care n-au fost pe podium, mă refer, dar în primii 10 am avut 7-8 sportivi, asta a fost un rezultat foarte bun, 2 pe podium. E posibil și aici, noi acum ar trebui să ne gândim, apropo cu Ministerul, să ne gândim cum facem la ultima perioadă de pregătire și acomodare, fiindcă în Brazilia totuși fusul orar și climatul este un pic diferit de al nostru și e necesar ca noi să ne gândim cu o lună la unele probe, mai ales atletismul, ca noi, probele care necesită efort și rezistență, trebuie să-i ținem în pregătire de acomodare. Și nu poți să lăși pe ultima perioadă. Dacă lăsăm noi, atunci o să fie solicitat total toate bazele sportive și putem să nu găsim loc. Trebuie de pe acum până la anul nou, trebuie să ne apreciem ce facem când cu deplasarea ne mijlocit la jocuri. Și multe alte lucruri care este necesar să ne gândim ce facem cu inventarul sportiv la multe probe de sport este învechit și cu echipamentele sportive în timp, cu echipamentele de concurs. Sunt sarcini, scopuri foarte majore, dar iarăși situația atât de precară încât că noi practic în octombrie, acum ar fi normal că probele la rezistență intre în pregătire centralizată. Nu putem, dacă lăsăm până anul nou, după anul nou, în februarie, noi practic ratăm sezonul. Și e necesar ca să fie atleți în pregătire, nutători în pregătire, luptători în pregătire, cănători în pregătire, bine, tirul, halterele pot fi în pregătire, dar acasă. Dar eșlanț, neavând pistă, neavând bazin din not, neavând, trebuie să-i scoatem în afară undeva, să-i pregătim altfel. O să fim pur și simplu ca spectatori, ca fără nu o să putem să ținem piept la jocurile olimpice. V-ați gândit să aveți o ședință comună cu Ministerul Tineretului și exact, Sportului? Exact, și ar fi bine să facem și un comitet executiv împreună și un colegiu împreună cu membrii ca să punem problemele. Cred că urmează și chiar o să intervenim și noi, cred că și colegii de la Minister, ca să vedem mai cât mai urgent să facem lucrurile astea, fiindcă în primăvară nu o să ne fie utile. Acum trebuie să vedem. Plus că bugetul trebuie de acum, exact, de bugetul Ministerului, exact, care trebuie exact, deja exact, croit. Exact, exact. Și împreună cu acele federații care deja au cota de calificare și care încă se pregătesc și tindă de a obține această absolut cotă. Absolut. Noi, Mihai, trebuie să ne gândim și alt subiect, alte viziuni vis-a-vis de refacerea sportivilor. La noi, în echipele sportive, nu avem medici, nu avem măsuri. Și acesta este un lucru, chiar dovada este proaspătă acum cu Federația de Caiac Noi. M-am străduit, am implementat această practică, chiar anul împrejur m-am străduit să fie și un medic lângă ei și în ultima perioadă măsor, care au dat chiar sportivii, dar după și rezultat. Ei au progresat cu câteva secunde la început de sezon până la sfârșit. Adică un lucru strict necesar pentru noi.
Și cred că aici trebuie să ne ocupăm foarte și foarte profesionist ca să ne implicăm în loturile naționale, în fiecare cantonament, în fiecare perioadă să fie specialiști împreună cu sportivii. Și pentru că tot vorbiți despre specialiști în cadrul acestor competiții importante din afara țării, cunoaștem, cel puțin cunosc eu, că au fost unele cazuri în care în loc să meargă un antrenor, un antrenor secund, un medic, un masseur în acea delegație, au mers unii membri ai Ministerului pe banii statului. Exact, au fost și lucruri de astea, da, că ceea ce nu ne face față și nu este corect. Noi trebuie să facem tot posibilul ca sportivii, în primul rând profesioniștii, mă refer specialiștii, antrenorii, să fie, fiindcă ei în deplasările respective mai acumulează o practică, o pildă frumoasă. Și când se urmăresc așa lucruri, e clar că nu este bine. Bine, asta poate să se atârne și către noi la Jocurile Olimpice, dar la Jocurile Olimpice sunt condițiile. Dacă merge sportivul, e necesar să fie antrenor și să fie conducător de delegație la fiecare sport. Și aici când vine un președinte de federație care practic, poate el nu-i practic care lucrează cu sportivul la antrenament, dar e președinte și el reprezintă echipa la competiție, atunci n-ai drept. Așa este regulamentul. Desigur, acesta este regulamentul. Eu mă refer la cele persoane care au mers și au dus geanta celuilalt conducător de delegație. Știu că mai sunt și chestii de astea. Noi trebuie să punem punct lucrurile astea negative în sport, fiindcă nu ne face nici nouă față, plus la aceasta, până la urmă vedem că nu primim rezultatul scontant, fiindcă asta este. Să mergem mai departe, fiindcă aproape suntem pe finalul ediției. Nu vom reuși să vorbim despre prea multe lucruri. Mai vedem. Exact. În această finală de săptămână va fi un nou eveniment frumos, marca Comitetul Național Olimpic și Mihai, Sportiv. Eu chiar vreau să vă invit și pe voi, dar voi mersi de altfel de tot timpul alături de sport și pentru efortul care l-ați depus. Ați transmis direct, practic, jocurile, prima ediție a Jocurilor Olimpice de la Baku, care o mulțime de oameni, amatori ai sportului, toți au văzut în premieră, știți, chiar s-au mirat și cu mare plăcere, au fost alături de sportivii noștri. Noi, sâmbătă, acum pe 10 octombrie, vom organiza Olympic Eco Fest, așa numit un festival, în parcul de la Valea Morilor, un eveniment care de la ora 9 dimineața va fi dat startul și până la 18 seara. Unii vom avea o mulțime de activități. Și în una din activități vom inaugura și o regată de caia canoe, Golden Canoe, așa spus, unde va fi și Victor Rinieschi, partenerul meu. Vom încerca ca să facem o tradiție ca în fiecare an să fie acest eveniment. În afară de aceasta vom avea o mulțime de activități și o cursă de alergări, plus la aceasta vom avea și badminton, vom avea și tenis de masă, vom avea și dragon bot, bărcile cele indiene care vom avea un program foarte și foarte bun. Plus vom planta și niște arbori, copaci, care invităm toată lumea și din sport și lumea bună care vrea să vină să vizioneze, plus la aceea să vină în tricouri, în echipament sportiv pentru a participa cu sportivii, cu olimpicii noștri. Vom avea un eveniment frumos. Deja în cadrul comitetului știți că a devenit o tradiție. Noi în fiecare an organizăm cursa olimpică, care este o cursă destul de valoroasă, că avem și nota a Comitetului Internațional Olimpic. Acest eveniment ne-a dat posibilitate ca să popularizăm mai mult sportul, mișcarea olimpică, modul sănătos de viață și invităm toți doritorii sâmbătă să fiți prezenți, să veniți să concurăm, să ne bucurăm, să ne creăm o sărbătoare olimpică. În pofida greutăților care sunt în societate, ne mai vorbim de partea politică, să arătăm noi prin pilda noastră că sunt lucruri nu mai sunt importante, ba chiar mai importante decât bătăliile astea politice fără sens și fără rezolvări pentru națiunea noastră.
Ce înseamnă această cursă Golden Canoe? Dumneavoastră împreună cu Reneschi veți fi chiar... Da, noi vine Victor, noi vom participa și noi, face demonstrativ, clar. Victor, de altfel, este într-o formă foarte bună. El participă acum la campionatele mondiale, la veterani tot timpul. Și tot timpul e un campion, mă invită și pe mine, eu tot mențin, dar nu reușesc totuși ca el. Eu, la mine, alt hobby acum mai mult, eu joc fotbal mai mult. Jucați fotbal în campionatul național de veterani. Exact. De altfel, chiar sunt bravo băieți care au organizat acest campionat în cadrul Federației Naționale. Eu joc pentru Geotermal, o echipă cu Vislav Păslaru, un amator. Uite, asta este o pildă foarte bună pentru toată lumea, ca să ne menținem, ca să activăm, să fim activi la diferite de vârste, indiferent, ai 50, ai 60, ai 40 sau 30. E bine și este o pildă bună și pentru acei tineri care sunt, când văd că noi mai deja cărâns la cap, dar ne străduim, avem așa un avânt ca să marcăm, să fim primii, este o pildă bună și bravo băieților care organizează și mențin, nu numai în fotbal, sunt și în diferite probe de sport, noi știm și în badminton, știm și în volei, știm și la handball, și voi la basket, cu femina, cu echipele astea, atât de bine. Asta ar fi, trebuie să fim înțeleși, să fim susținuți sau să nu ne încurce cineva ca să... Cea mai important, da, dacă nu ne ajută să nu ne încurce. Să nu ne încurce, da. Felicitări și așteptăm toată lumea să fiți activi, să veniți cu noi și dacă nu sâmbătă, în alte zi când aveți timp obligatoriu, încercați să faceți sport. Sportul este un domeniu care, dacă îl percepi și începi să-l practici, pe urmă devine ca o dorință sau ca un mod de viață zilnică. Ca mod de viață și o necesitate, că nu poți fără aceasta și este un lucru bun. Dacă tot vorbim despre evenimente, vom avea parte pe acest final de an din nou de cina olimpică? Absolut, vom avea parte, dar știți că noi suntem cam pe ultima 100 de metri cu reconstrucția sediului. De altfel am decis și noi, sportul nu are nici clădiri administrative, nu prea avem. Și acum suntem în lucrări, cred că într-o lună, maxim o lună jumătate, două, vom finisa reconstrucția sediului. Și ne vom bucura, anul viitor facem 25 de ani a Mișcării Olimpice Independente Republicii Moldova și ne vom bucura, vom organiza și cina olimpică și am avut o vizită la domnul președinte ACIO, Thomas Bach, la care și el a solicitat să vină oaspete la noi, fiindcă i-am arătat secvențele de la cursa olimpică, pentru el, el a spus că vreau să fiu și eu la acest eveniment. Numai nu la stadionul Republican și la stadionul Dinamo. Nu. Dar poate până atunci ar fi cazul să avem deja concepția hotărâtă ca să arătăm, să îndemnăm să vină în proiect, să ne susțină. Cred că ar fi un lucru foarte bun. Pentru că mai avem câteva minute și putem în continuare să discutăm despre Jocurile Europene de la Baku. Ne-am bucurat cu medalele aduse la lupte libere, la Jocurile, Festivalul Olimpic al Tineretului. Din nou am avut emoții frumoase, cum spuneam, medalii din partea unui nădător care nu are nici măcar un bazin și care, apropo, a dat unele declarații care să ne pună pe gânduri, în special conducerea țării, că ar putea să plece din țară dacă nu îi se construiește în curând acest bazin. E vorba de Sankov. Dar, e vorba de Sankov, care a câștigat 3 medalii de aur. Este ceva excepțional. Eu cred că, apropo, în timpul Festivalului Olimpic, acest festival este... Tot se face identic cum și Jocurile Olimpice, numai că la perioada de vârstă până la 18 ani. Și noi am mers în primii două zile, mergem în primii trei acolo, unde a fost câteva, o perioadă de timp, unde și Federația Rusă era în spatele nostru, era italienii primul și noi. E clar că este ceva care 5 medalii de aur, una de argint, au făcut băieții ăștia minuni. Am fost cu 20 de băieți, dar așa rezultate. Și apropo, ce a zis Sanco, da, el este un sportiv cu un potențial foarte mare și nu numai părerea noastră, așa, specialiștilor de peste cotare. Și dacă nu avea condiții, e clar că el altfel, practic, se va stopa, nu se va dezvolta sportivul. Și el acum, în prezent, se află în pregătiri la Șerif, dar nu poate stai permanent numai în Tiraspol. Ar fi bine să ne gândim și să rezolvăm aici.
Domnul Juraschi, paradoxal, începând cu Jocurile Olimpice de la Londra, după care au venit Jocurile Europene de la Baku, acest festival olimpic de la Tbilisi, Jocurile Olimpice ale Tineretului de la Nanjing, noi practic la fiecare din aceste mari evenimente am venit acasă cu medalii. Fără să avem bază sportivă. Absolut, fără să avem bază sportive. Și eu am zis, nu singur dat, că ne face Dumnezeu un favor acum, dar nu putem să folosim numai acest favor tot timpul. Noi trebuie să ne gândim ce facem mai departe. Fiindcă cazul cu Cristina, care a plecat Iovu, totuși ea a plecat din cauza că nu avem condiții. Deși ea și acum, s-a întoarce înapoi. Că da, dorești. Apropo, ieri aveam chiar o știre de făcut de colegii noștri și domnul Turu Casapu spunea că s-ar putea să se întoarcă și chiar ea era prezentă la campionatul național ca spectator. Exact, și... dar trebuie să ne întoarcem cu fața la acești sportivi, în general la acest domeniu, fiindcă altfel... Ați văzut ce condiții, cum a organizat Azerbaijanul prima ediție a Jocurilor Olimpice. Eu nu știu, cred că nu cedează cu nimic jocurilor mari, mondiale, numai că ca maștab, ca volum, că aici e clar că în Europa e mai... Dar în rest, tot infrastructură, aranjamente, chestii, stat olimpic, condiții, transport, toate departamentele au fost la un nivel enorm de avansat. Eu cred că viitorii, cei care vor găzdui a doua ediție, vor avea probleme vis-a-vis de ca să-i depășească. Ca să-i depășească sau chiar cel puțin să fie chiar cât de cât aproape de ei. Bine, în Azerbaijan merge un boom acum a sportului. Liderul politic, liderul statului și-a pus scopuri și sarcini că prin domeniul sportului se demonstreze lumea întregi că Azerbaijanul este o țară de un popor care nu mereu sau chiar mai bun decât alții și reușește, fiindcă am văzut multe probe de sport care ei nici nu participau în general, nu aveau echipă, acum sunt lideri, sunt campioni. Și bine, înțelegem și noi lucrurile, acolo este naftă, este temei, dar noi trebuie să ne programăm strategic pozițiile noastre care sunt strategice și să mergem, să ne menținem, să oferim posibilități ca sportivii noștri, cei buni, să poate să cucerească acele medalii, ca să fim tot timpul în echipa țărilor cu tradiții olimpice, cu podium mă refer. Noi, la toate edițiile, din 200-205 țări, pe podium sunt 70-80, așa, plus minus. Și noi mereu am fost aici, Păi avem dreptul ca să ratăm, trebuie să depunem maximum efort ca să ne menținem și chiar să îmbunătățim situația. Fiindcă acum avem tineri foarte buni, foarte buni. Fiindcă aceștia tineri care au câștigat anul ăsta la Festivalul Olimpic, ei peste 2-3 ani vor fi membri al lotului olimpic mare. Și atunci noi avem lideri mondiali, practic, la juniora. De ce să noi ducem ca să devină ei și să treacă? Bine, nu toți, dar mulți din ei au posibilitatea să devină și în sportul mare, la senior. Iarăși, depinde de noi. Și pentru că ați spus de Azerbaijan, domnul Aliyev iubește sportul nu doar cu declarații la televizor, dar chiar se și implică ca țara lui să aibă astfel de edificii și a gândit, sau cel puțin consilierii care l-au ajutat să gândească această proiectare de edificii sportive, fiindcă acum, după Jocurile Europene, aceste edificii nu rămân neutilizate, dar vor avea jocurile musulmane, care practic vor aduce tot același număr de sportivi, vor avea circuit de Formula 1, deci practic se gândesc la viitor. Au campionate mondiale la diferite proiecte, având așa facilități, așa obiectiv... baze sportive, infrastructură, în fiecare an poți să găzduiești, nu la atletism, la handball, nu la handball, la tir, nu la tir, la gimnastică. Ei deja au mulțime de competiții mari, campionate mondiale, europene și păi, clar că este o mai mare publicitate pentru țară să meargă pe micile ecrane, să arate drapelul, dar și ori întregi cu Azerbaijan, asta este o dezvoltare enormă.
pentru că ați amintit de Cristina Iovu și eventuala sa revenire. Care este poziția Comitetului Olimpic? Ați fi gata să o reprimiți în lotul național? N-ar fi o problemă, de ce nu? Sportul sportiv e soarta sportivului. Eu nu văd ambiții că nu, sau, dar iarăși Cristina este pe contract, ce este articolul 41 din Carta Olimpică. Nu poate să evolueze la jocurile acestea pentru noi. Și dacă revine și va fi bine, va vrea să facă sport, eu, părerea mea, sinceră să fiu, eu sucut că Cristina a făcut o greșeală că a plecat. Cristina era cea mai bună sportivă la noi, ea a beneficiat și de premii, de niște bani, a beneficiat de apartament. S-a investit și plus la aceasta era prima persoană, cea mai bună sportivă anul. Și trebuie să beneficieze de lucrul ăsta, să fie acolo. Și acolo e bine, dar vedeți că totuși când te duci ești acasă străin. Acasă e mai bine. Acasă este mai bine și ea aici avea alt și cuvânt de spus. Acum, vedem, dacă a binevoit și a avea voința ca să restructureze, să-și revadă programul și viziunea ei, suntem gata să discutăm. Avem și alți sportivi care luptă pentru calificarea la Jocurile Olimpice, dar sunt într-o oarecare dificultate. Frații Dimitrov, în special Ștefan, care stă mai bine în clasamentul mondial, care nu poate să ajungă la Grand Prix-urile chiar din această lună din Marea Britanie, din cauza că sunt unele probleme cu Federația de Taekwondo sau conducerea, cu antrenorii. Care este poziția comitetului? Poziția comitetului este că, indiferent cum ce ambiții avem noi, chiar personal și eu, sau un președinte de federație, sau cei de la minister, colegii de la minister, noi trebuie să oferim condiții ca sportivul să evolueze. Nu avem dreptul. Cum? Sportivul are potențialul și poate să ia calificare pentru Jocurile Olimpice și nou, cuiva nu i-a plăcut, eu nu știu. Federația trebuie să revadă chestii și eu am insistat, eu sunt gata ca noi, prin intermediul comitetului, să acredităm acest sportiv ca să evolueze totuși la competiții. Președintele Federației nu este în țară. Este un birou executiv. Da, sportivul respectiv a făcut un demers și la noi, eu știu că și la minister a făcut demers și nimic nu se rezolvă. Noi trebuie să privim lucrurile astea mai serios și mai așa ca statalist, ca oameni care vrem ce dorim bine statului ăsta, nu ca ambiții personale. Că uitați-vă că sportivul nu știu nici conștiente, îi se lizează drepturile lui ca să evolueze. Mai cu seamă că el este un sportiv foarte bun. El este un sportiv de elită. El a fost și campion european, și premiant european, și multe cupe mondiale. Și acum, și tânăr. Și tânăr, sigur. Noi, eu am vorbit și cu doamna ministru, și cu viceministru, și cu federația, am avut întâlniri cu ei chiar și la Bacu, și am fost poziții că sportivul trebuie să sufere pentru cauza, că nu știu nici, este un conflict ceva. Până la urmă nu se spune nimic, deschis trebuie să vorbească. Da, noi am naturalizat alt sportiv, este vorba de Aaron Cook, englezul. Dar sunt pe alte categorii, nu încurcă altceva, că băi, englezul, el este naturalizat, el azi aici, dar mâine poate zic, sau eu știu că el e un pic în vârstă mai înaintată, poate se lasă de sport. Ce facem noi cu ai noștri? Cum dezvoltăm noi? Trebuie să ne gândim, în primul rând, strategic, că noi nu mai uiți. Este acum 4 ani, 2 ani europeni le vom avea. Acum, în timp de 4 ani, avem 10 ediții a jocurilor. Mă refer și de iarnă, vară. În fiecare an avem 2 evenimente mondiale, globale. De aceea, eu nu știu, dar trebuie să luăm o decizie mai radicală vis-a-vis de atitudinea către acest sportiv. Păi, poziția mea este, eu sunt gata oricând și am spus că dacă federația găsește, nu vede sensul ca să-l acrediteze pentru a participa, noi suntem gata sub egida comitetului să acredităm acest sportiv să evolueze. Știu că Ministerul Tineretului și Sportului, chiar domnul Hâncu, la ordinul doamnei Handrabura, de 3 ore a transmis o scrisoare către Federația de Taekwondo să ceară explicații de ce Dimitrov nu ajunge la competiție și nici măcar n-au primit răspuns. Ministerul. Nu, nu e bine ceea ce se permite federația, președintele federației, într acest fel e chiar urât, fiindcă sportivul ăsta a fost antrenat și a ajuns el până la nivelul ăsta, nu de un an, doi, el e de mult deja în sport și el trebuie menținut, susținut. Altceva, dacă sunt careva divergență în comportamentul unul către altul, președintele federației, antrenor, lasă să clarifice, dar nu trebuie sportivul să suferie. Am ajuns de mult la finalul acestei ediții, practic am intrat în minutele de prelungire ca să vorbim în limbaj de fotbal și de alte ramuri sportive care recurg și la prelungiri.
Domnule Juravski, vă mulțumim foarte mult pentru participarea în această emisiune. Mersi mult, ce faceți voi pentru sportul nostru autohton. Mersi. Asta este menirea noastră și iubim și facem cu pasiune ceea ce facem. Mersi. Cum a spus și dumneavoastră, sperăm să nu avem piedici dacă nu avem măcar susținere. Susținere, da. Încă exact. Competiții să transmitem. Da, vă așteptăm sâmbătă la Olympic Fest. Cu siguranță acolo vom fi. Mersi. Vom aduce cele mai noi știri la tot ce s-a întâmplat acolo. Sperăm că vor fi și personalități importante. Deja sunt două, dumneavoastră și Reneschi. Da. Și doamna Popova și domnul Casacu, absolut, alți doi campioni olimpici pe care să-i avem pe micile ecrane. Vă mulțumim foarte mult. Mersi, mersi. Vă mulțumim și vouă, dragi telespectatori, pentru că ați ales să fiți alături de emisiunea Ecoul Sportului și rămâneți în continuare alături de programele Moldova Sport. La revedere!